Vă salut, dragilor! Cătălin sunt de la Casa Lavandei și astăzi vom tunde această lavandă. Aceste lavande. Să-i dăm drumul! Ceea ce avem noi în spate este ceea ce am plantat eu acum vreo 6-7 ani. Sunt 3 lavande pe care le-am plantat una lângă cealaltă în ideea de a face un gard viu. După cum vedeți, au trecut foarte mulți ani, noi am plecat și ele trebuie tăiate, ele trebuie îngrijite în fiecare an. Dacă nu facem chestia asta, după cum vedeți, se lăbărțează și pică. Dar da, se poate face și gard viu din lavandă. Iar pentru asta, eu folosesc două scule ca și în celelalte clipuri pe care vi le-am arătat. Și anume, foarfecile cu care fac lucrurile de finețe, dar înainte cu asta am tăiat toată lavanda. Și foarfeca electrică. Cu foarfeca electrică o să începem și să ne apucăm de treabă, iar cu foarfeca normală facem partea de retuș. Haideți să-i facem din nou un gard viu din lavanda pe care o avem aici în spate. Ok, ca să înțelegeți cum stă treaba aici, aici jos, la bază, eu am făcut un gărduț, din cauza că în timp lavanda a început să se lase, fiind un soi foarte mare. Acest soi se numește Fragrant Memories. Ea nu este o lavandă pe care lumea o plantează pentru flori, ci pentru aspectul ei argintiu, care rămâne foarte mult pe timpul iernii și foarte frumos și în același timp, crește constant, oricât de mult am tăiat-o. Să știți că am experimentat cu soiul acesta, l-am tăiat foarte jos, fiindcă am avut una la lavandă în câmp și s-a lemnificat foarte tare. Și am tăiat-o foarte, foarte brutal și și-a revenit neașteptat. Acest gard eu l-am mai tăiat de multe ori și și-a revenit de fiecare dată. Așa că nu îmi fac probleme din pricina lui, o să arate foarte bine. Un sfat pe care eu vreau să vi-l dau înainte să vă puneți să tundeți o lavandă sau un gard de lavandă este întotdeauna să căutați dacă sunt cuiburi de viesp înăuntru, din cauza că aici a fost un cuib de viesp, dar l-am luat înainte. Ok, acum mai avem de luat în spate cu foarfeca, din cauza că, după cum vedeți, el este în spatele unui gard. Partea de jos, să știți că este lemnificată. Nu avem ce să îi mai facem. În general, lavandele cu timpul ajung să facă partea aceasta de lemn. Și în special cele care sunt hibrid. Această plantă de lavandă X Intermedia Fragrant Memories este un hibrid și se lemnifică foarte repede. Durata ei de viață este mai scurtă decât a unei angustifolia și tocmai de aceea ea se lemnifică. Dar chiar și așa lemnificată, mie îmi place foarte mult să fie uniformă cât de cât și aranjată. După cum vedeți, în partea aceasta a crescut mai mult și în partea aceasta este mai jos. Dar n-aș vrea să intru foarte tare în ea, chiar și așa, din cauza că vreau să rămână un pic de verde. Oricum arată mult mai bine față de cum era la început. Arată ca și cum ar fi un gard. Asta a fost și scopul în care la început când eu am plantat-o aici. Și îmi place foarte mult cum arată și să știți că sunt ani în care înflorește spectaculos și înflorește chiar în noiembrie. Nu înțeleg exact tiparul ei, dar am avut flori în noiembrie și vă spun sincer că era plină de flori în noiembrie. Continui să tund
părțile din spate, la care e riscant să mă duc cu foarfeca electrică din cauza că s-ar putea să prindă un pic de lemn, și revin când e gata. Bun, cam atâta despre tăiatul lavandei astăzi, deși nu este perioada în care se tunde lavanda, suntem în luna august, dar chiar și așa eu am vrut să o tai. Și de ce? Din cauza că, exact cum v-am spus, acest soi nu-l păstrez aici doar din cauza că înflorește, ci că îmi place foarte mult cum arată pe timpul iernii argintiu. Eu am pregătit-o acum pentru iarnă, din cauza că ea până la toamnă va face din nou boboci și va fi toată în verde. Și să știți că am speranțe mari că va fi și aici unde pare lemnos și aici vor mai face boboci pe aici pe acolo. Acum, dacă ea ar fi fost întreținută de la început cum ar fi trebuit, dar chiar și așa, și eu când am plantat-o nu am știut cum se comportă, dar acum știu, probabil că nu ar fi avut partea aceasta de lemn, așa de în afară și de proeminentă. Dar este învățătură pentru voi și de aia am făcut un clip și eu învăț în continuare din greșelile mele. Sper că v-a făcut plăcere să vă uitați la acest clip. Dacă da, dați un like, un share, un subscribe la canal și până data viitoare să rămâneți sănătos! Ciao!